Constantin Bădescu s-a născut în 1920. În această vară va împlini 102 ani. În spatele venerabilei vârste se ascunde o poveste de viață demnă de așternut într-o carte. A luptat în al doilea război mondial și ne-a povestit cum a luptat în munții Tatra, obligat de străini să doarmă sub cerul liber, acoperit cu coceni și să se hrănească doar cu boabe. Ce să mai știi? Păi dacă stau cu săptămâne, cu lunile pe munți, după la până aici, așa, și făceam... Era cu foi de cor și îl puneam peste noi și când nu puteam ieși la cașobolane, da, munții ca ocaz. A rămas orfan de mamă la 6 ani, iar gripa spaniolă l-a lăsat fără 4 din cei 5 frați. După ce s-a întors din război, a dorit să se angajeze ca muncitor în agricultură, însă a refuzat să semneze carnetul de partid, motiv pentru care a fost lăsat fără venit. În ciuda greutăților vieții, a trăit frumos. Se bucură de cei doi copii, dar și de nepoți și strănepoți. Viața mea a fost fără mamă, orfan de mamă. Tata era împușcat în piept, în munții ca ocaz, și l-a dus la spital la Moscova, la Stalingrad. Pentru cei ca bunicul Constantin, în toată țara au avut loc ceremonii militare. La Târgu Jiu, evenimentele s-au desfășurat în piața prefecturii. Evenimentul s-a încheiat cu defilarea gărzii de onoare. În Gorj mai sunt în viață 11 veterani de război.